tuturor, astăzi, 2 octombrie, dau startul vlogului lunar. Nu vine să cred că mai e foarte puțin și intrăm în zi în decembrie. Să-mi spuneți dacă vreți să fac, adică eu o să fac, dar aș vrea să-mi spuneți că vă suru de ideea. Astăzi eu nu am neapărat planuri, o să urmeze să plec la dentist pentru că mi-a venit acel pivot pe care trebuie să mi-l pună la dinte. Doar că nu cred că mi s-a vindecat locul de la extracție. O să merg, o să văd ce spune doamna doctor și dacă s-a vindecat o să mi-l pună, dacă nu mai așteptăm. Ideea este că a început luna octombrie, a venit frigul. Să știți că eu simt că eu oricum sunt foarte friguroasă. Deja vedeți că am bluză cu mânecă 3 sferturi pe mine. Pentru că, da, e un pic friguț. Astăzi, de exemplu, sunt 17 grade. Da, probabil până la finalul lunii, când o să vedeți vechi clipul ăsta, o să fie și mai puțin de atât, dar momentan e friguț. Ca să vă pun așa un pic la curent cu ce o să se întâmple luna asta, nu vreau să mai fac atât de multe planuri pe cât mi-am făcut în luna septembrie, pentru că am fost destul de dezamăgită de cum s-a terminat luna și de cum a decurs până la urmă luna, dar asta e. Sunt conștientă de faptul că avem și luni mai bune și luni mai puțin bune și din toate învățăm câte ceva și eu cu siguranță am învățat destul de multe chestii. Luna asta o să fie ziua mea de naștere. Nu vreau să fac neapărat ceva, adică este o zi ca oricare altă, o zi pe care eu o celebrez pentru că este cel mai frumos dar pe care l-am primit vreodată, darul vieții, să zic așa, dar nu vreau neapărat să fac ceva special, vreau să mă simt bine, să fiu fericită, asta e tot ce contează. Voi merge la București pentru că am două evenimente, de fapt, ca să vă zic care e treaba. Cei de la Sephora organizează anul acesta un eveniment în care au loc și cei care nu sunt invitați, practic, adică pe lângă influencerii mari care o să fie prezenți, o să fie și cei care și-au cumpărat bilet, a costat 350 de lei și, practic, banii respectivi nu e ca și cum îi pierd, pentru că eu particip la eveniment, voi pleca și de la eveniment cu câteva produse, iar la final voucherul, biletul de intrare se va transforma într-un voucher de 350 de lei pe care eu îi pot cheltui online sau în magazinele. Iar pe 13 am Webstock, unul dintre evenimentele mele preferate, este primul eveniment la care eu am participat la București și da, abia aștept să merg, o să mă întâlnesc cu fetele pe acolo, să vedem cine vine mai exact. Știu că vine Georgiana Medeleanu și Georgiana Dumitra, o să fim un grup de georgiene, pentru că și pe mine mă cheamă Georgiana, în caz că nu știați, și să vedem cine o să mai vină. Gata, vă las momentan cu acest mic update și ne auzim noi imediat pentru voi. Tot am zis că o să mai vorbesc cu voi și n-am reușit până la urmă. Astăzi suntem în 4 octombrie și eu m-am apucat de Agatha Christie. Citesc cartea aceasta, se numește Cu cărțile pe masă și am ajuns deja la momentul investigării, am citit vreo 69 de pagini. M-a prins cartea, chiar m-a prins și în paralel mai citesc și o carte de psihologie, dar nu mai știu cum îi spune, ca e pe telefon. Astăzi nu am, sau am. Astăzi n-am cine știe ce în plan, vreau să gătesc ceva la prânz, vreau să-mi fac un orez pe care l-am luat de la DM. Așa, trebuie să mă duc eu să rezolv niște chestii cu niște acte pe care trebuie să le trimit prin mail. Între timp să știți că n-am reușit să ajung la dentist, asta pentru că doamna doctor a intrat în concediu și mi-a sugerat că ar fi mai bine să ne vedem săptămâna viitoare, pe luni. În felul acesta o să lăsăm mai mult timp să se vindece acolo de la extracție, pentru că eu oricum nu simt că s-ar fi vindecat complet. Vă dați seama, fiind în gură, fiind un loc care este în permanență umed pentru că îl tot ating cu limba fără să vreau,
îi va lua ceva mai mult timp să se usuce. Dar mă bucur că avem pauza asta. Și ce s-a mai întâmplat în ultimul timp? N-am făcut mare lucru, am ieșit într-o zi cu prietena mea, draga Alice, pe care o pup, știu că se uită. Nu știu ce am făcut așa, am vrut să fac așa. Am fost până la DM, pe la Sensei. La Sensei am probat niște blugi drăguți, doar că trebuiau ei modificați și am zis că ei nu iau, că nu vreau să-mi bat capul cu asta. Dar îmi pare rău că nu i-am luat, erau într-un fel de verde în ăsta, army green, o chestie, ceva de genul. Poate o să ajung pe acolo să-mi iau până la urmă. Și am fost și pe la Mac, am mâncat, mi-am luat de la DM două chestii, niște peruțe interdentale care vreau să vă spun că fac o mega diferență în curățarea dentară și vi le super recomand. Și mi-am luat niște piculețe de ceai de la Cooper, ceai în acela care se face cu apă rece, practic. Alea nu m-au dat pe spate, adică au un gust bun doar dacă le combin cu apă, pucică cu apă. Doar dacă le combin cu, de fapt, da, cu apă cu lămâie. Dar dacă le folosesc așa pur și simplu, nu prea m-au dat pe spate. În fine, cam asta e pentru moment. Și între timp mi-a venit și comanda de la Sephora, care a venit într-o cutie extrem de mare, adică pentru un plic și câteva monstre, mi se pare destul de multă risipă de hârtie, carton, whatever. Da. E foarte bine împachetat, dar nu știu de ce, că... Și aici este... You are our special guest, Sephora. Acest voucher îți garantează accesul la evenimentul Sephora din data de 12 octombrie, între orele 12 și 4, la Palatul Bragadiru. Prezintă-l fizic la intrare, acesta va fi schimbat în cadrul evenimentului cu un gift card în valoare de 350 de lei. Îl vei putea utiliza ulterior pe Sephora.ro și în magazine ca modalitate de plată pentru cumpărăturile tale. Super tare și haideți să vedeți ce mi-am ales. Pe asta sunt, da. Că mi-am ales trei mostre. Și avem așa. Dar nu știu dacă l-am ales pe asta, l-am ales pe asta. Nu mi-aduc aminte să fi ales asta. Cred că pe asta l-am pus din greșeală. Best skin ever glow instantly all day after day. Un fond de ten. Știți că eu nu mai folosesc fond de ten de foarte mult timp, deci asta cu siguranță o să ajungă la cineva din prieten familie. Apoi, mi-am ales Miss Dior Blooming Bouquet pentru că mie îmi place Miss Dior acela Rose and Roses și eram foarte curioasă să văd cum este Blooming Bouquet. Ia să vedem. Va, și este miroase frumos. Dar asta miroase așa, mi se pare un miros foarte, foarte finuț, foarte floral, dar așa cumva revigorant. Da, interesant. Nu cred că mi-ar plăcea ăsta, adică tot acela Rose and Roses rămâne preferatul meu și am mai luat eu o cremă de la Dr. Barbara Sturm Super Anti-Aging Eye Cream. Am ales eu, vom vedea, vă țin la curent. Astăzi, 7 octombrie, nu intenționam să intru să vorbesc cu voi, doar că urmează să mă întâlnesc cu Alina. Mergem în oraș să mâncăm ceva, mergem la All Saints. Este prima oară când o să merg acolo. Eu mereu treceam pe acolo pentru că e în apropiere de Lidl și toată zona aia. În caz că sunteți familiari cu Brăila, All Saints este lângă catedrală. Și treceam mereu pe acolo, pe lângă, dar niciodată n-am intrat înăuntru. Deci de când este restaurantul ăla acolo, eu n-am fost niciodată. Și am vorbit cu Alina să ieșim acum. Și m-am îmbrăcat, mi-am luat pe mine o cămășuță așa mai drăgu. O să-mi iau pentru prima oară, cred că nu cred că am mai purtat geanta asta. Sau cel puțin nu mi-aduc aminte. O să iau geanta asta cu mine.
că mi s-a părut că s-ar potrivi. Și da, o să vă iau și pe voi, evident, să vă arăt ce o să mâncăm și ce. Da, o să vă filmez un pic pe acolo. Ea a spus că a fost de câteva ore acolo și a mâncat și a fost mâncarea bună. Acum, habar n-am. Vom vedea. Mi-am pregătit, cum să zic eu, produsele pentru demachiere, mi le-am pus pe birou, ca atunci când mă întorc să am totul pregătit. Și cam asta este planul pentru ziua de azi. Am făcut și niște foietaj pentru ai mei, că ei se întorc de la țară, ei au fost plecați ieri. A, apropo, ieri n-am vorbit cu voi, dar a venit prea mea Madalina, te pun mă dă în caz că te uiți, și am comandat de la Exotic, am luat niște pui Shanghai, a fost foarte bun, am mâncat și a fost totul super ok. Ieri am dormit singură, v-am zis că au fost ei plecați. Adică sunt încă plecați și azi se întorc de la țară și eu nu m-am dus. Am rămas acasă, așa că da, aștept, îi aștept cu foietaj. Între timp mă uit la Love Island, pentru că deși nu pot să zic că sunt de acord cu multe chestii care se întâmplă acolo, m-a prins într-un fel și mă uit. Astăzi 9 octombrie, vreau să vorbesc ceva cu voi, sunt super mega fericită și asta din cauza unui lucru care se află în spatele meu. S-a întâmplat o chestie care efectiv m-a, nu știu, mi-a făcut ziua mult mai bună și mi-a dat așa un start super mega bun. Ideea este că azi dimineață eu probam ținutele pentru evenimentele la care o să merg la București. În casă erau hărmălaie, numai haine aruncate peste tot. Prima mea cea mai bună, Alice, îmi tot scria, te pup, draga mea, îmi tot scria să mă întrebe ce fac, ce fac azi, dacă sunt liberă, așa, și eram gen, bă, poate vrea să ieșim sau cine știe. Că noi așa facem, suntem foarte spontane și eu am lăsat telefonul deoparte și la un moment dat văd că sună, am văzut că mă sună ea, răspund și îmi zice că e la ușă, să deschid. Și eram gen, bă, stai puțin, eu eram închiloți, gen, adică a fost foarte funny, mi-am tras repede niște pantaloni pe mine, a deschis mama între timp. Și era ea care mă aștepta cu buchetul ăsta superb, o să vi-l arăt imediat, deci efectiv m-am topit, nu mă așteptam la chestia asta, am fost, nu știu, m-a luat prin surprindere total, chiar nu mă așteptam și mi-a făcut o super mega surpriză. Ea știa că eu urmează să plec și nu știa exact când și a zis că mai bine să fie sigură, mai bine mai devreme decât prea târziu. Și da, am stat puțin împreună, am vorbit și m-am super mega bucurat pentru că nu, deci vă zic, chiar nu mă așteptam și chiar mi-a dat așa un vibe foarte bun și simt că m-a remontat pentru săptămâna ce urmează. Și haideți să vi arăt pentru că efectiv sunt superb. I-a luat în nuanță de mov, așa de mov lila, cam cum este și nuanța din camera mea. Chiar mi-a spus că mai erau și pe roșu, dar a luat pe mov că știa că mie îmi place mov. Hai să vi arăt. Ok, și aceștia sunt. Deci uitați-vă și voi cât de mari și frumoși și miros și bine și doamne, deci efectiv m-am topit, m-am topit. Pe mama a luat-o plâns, sincer. Dar s-a abținut, dar mi-a spus că a emoționat-o foarte mult gestul ei și eu îi sunt super mega recunoscătoare. Îmi plac la nebunie, știe că îmi plac florile și da, wow. M-am întors cu o super energie de la dentist. Nu vine să cred că spun asta, dar da. Am terminat cu dentistul pe săptămâna asta pentru că urmează un drum lung. Mai am o grămadă de chestii de făcut. Gura mea o să fie în reparații.
Dar asta e, trebuie să le faci. Mi-am crezut cum m-am dus ca o floricică, am zis că azi termin cu tot. Adică termin cu tot. Eram conștientă de faptul că am foarte multe cali pe care o să trebuiască să le rezolvăm, dar cel puțin treaba cu pivotul am crezut că o rezolvăm azi. Doar că nu. Mi-a curățat pe acolo, mi-a mai șlefuit, mi-a mai luat un mulaj. Și trebuia să mă duc eu după treaba cu ziua mea, după weekend, săptămâna viitoare, pe luni, probabil că o să mă cheme doamna. Trebuie să fac și o radiografie la toată gura ca să vedem ce și cum. Și da, a fost foarte bine față de data trecută când am ieșit de acolo traumatizată de la chirurg. Acum a fost ceva super, super bine. Doamna este foarte, foarte empatică, foarte de treabă, vorbește, te ascultă, dacă te doare ceva, te roagă să oprești, are răbdare, e tot ce trebuie. Dacă toți doctorii ar fi la fel de empatici ca și dânsa, ca dânsa, de fapt, ar fi perfect. Și voiam să vă arăt că între timp am mai primit un cadou de la niște prieteni de familie foarte dragi nouă. Deci avem în primul rând papucii ăștia superbi, un roz rece pudrat așa. Nu înțelegeam care e faza cu benzii astea, dar astea se dau așa în spatele, adică îți țin în spate. Și sunt pufoși, sunt efectiv superbi, abia aștept să îi port. Sunt de la brandul ăsta Borderline, habar n-am auzit de el, dar probabil că sunt luați din Israel, pentru că ei locuiesc acolo. Și am mai primit ceva. Haideți să admirăm un pic acest pouch pe care scrie Disney 100, 100 Years and of Wonder. Și uitați-vă și voi cât de frumos e! Uite, cu Dumbo. Aici avem Donald and Daisy, aici avem The Chipmunkins, parcă, sau nu știu cum le spune. Pe spate, haha, you make me happy. Uite, doamne, deci ador. Și înăuntru este un fel de ploveraș așa, nu știu cât o să înțelegeți voi din el, e foarte drăguț. O culoare a untului, așa, chiar n-am nimic de genul acesta. Asta e de la brandul Castro, ok. O văd că e mărimea el, dar să știți că l-am probat și îmi vine. Foarte, foarte calitativ, superb. Efectiv, l-ador, mulțumesc mult, mult, mult de tot. E greu când ai camera mică și filmezi în același cadru mereu, dar promit că nu o să filmez doar în același cadru luna asta. Astăzi suntem în 11 octombrie și eu am început să-mi fac bagajelul pentru plecarea la București. Nu prea știu ce să-mi pun, că nu știu cum o să fie vreme, eu nici nu prea am hainele astea mai de toamnă, dar am înțeles că pe 14, când o să fie ziua mea, o să fie 27 de grade, ceea ce mi se pare super. Am pregătit ținutele pentru evenimente, dar și mi-am mai pregătit câteva produse de îngrijire. Urmează acum la 12 să plec la programarea la pensat, pentru că am și ce spune cine oribile. Și după aia, când mă întorc, o să mănânc și o să merg și la Lidl, pentru că vreau să iau câteva chestii și cam asta o să fie cu ziua de azi. Mâine plecăm la 7. Încerc să nu fac așa foarte multe planuri, adică nici pentru ziua mea nu am plănuit nimic. Vreau doar să mă plimb și să mă simt bine. Cam atât. Ok, haideți că vă las și ne auzim noi imediat. Astăzi, 12 octombrie, vă vorbesc din fața de la IKEA. Sunt la IKEA Paladin, nu știu dacă se observă. Nu o să vorbesc foarte mult acum, pentru că fac vlog de eveniment. Și o să vorbim mai multe acolo, clipul acela o să apară deja, l-ați văzut cu siguranță. Ideea este că am ajuns la București, sunt foarte încântată, abia aștept să văd cum o să fie și acum am rămas un pic singură pentru că ai mai au plecat până la Auchan să mai caște ochii, să văd dacă cumpără ceva sau nu. Și la 10 mergem la IKEA, mâncăm și apoi spre Palatul Bragadiro, acolo unde este evenimentul Sephora.
și hello. Se pare că am început să fac o obișnuință proastă din a opri așa clipurile dramatic și în plină filmare, dar vă asigur că nu e ceva voit. Astăzi suntem în 23 octombrie, n-am mai vorbit de foarte mult timp și azi am de gând să-și închid acest vlog pentru că nu prea mai sunt chestii pe care să vi le spun, dar m-am gândit că ar fi bine să fac aici un fel de update cu privire la ce s-a întâmplat, de ce nu am mai filmat, de ce s-a terminat atât de brusc filmarea de la București, în care vă arătam produsele la Sephora. Așa că, da, o să vorbim acum un pic și după aia fac încheierea. După cum bine știți, pe 12 octombrie am plecat noi la București, am fost la IKEA, am mâncat, am mers la eveniment la Bragadirul. Totul bine și frumos până la un punct. Eu trebuia să plec, pentru că deja era 20 ceva, parcă și nu prea mai era nimic de făcut. Faza cu evenimente este că, în general, la evenimente se stă foarte mult în picioare, mai ales la evenimentele astea la care nu vorbește un speaker anume, stai doar în picioare. Și eu deja obosisem și i-am sunat pe ei mei să vină să mă ia, că nu mai stau la eveniment, că nu mai e nimic de făcut. Eram în acel punct, eram cu Alexandra de la M Panning și cu Georgiana de la Shikin Quest. Alexandra a spus că nici ea nu mai rămâne, că trebuia să primească un colet, dar George a zis că mai rămâne puțin. Am zis ok, pleacă Alexandra, rămân cu George, pentru că, v-am spus, ai mei încă nu venise să mă ia, erau destul de departe de locație, se plimbau, că știau că evenimentul ține până la 4, și erau pe jos, așa că vă dați seama că mai dura ceva. Și am zis ok, hai să ieșim un pic în curte să căutăm o masă, poate găsim, că erau și câteva mese de stat jos, nu doar în acelea la care stai în picioare. Și am ieșit eu cu Georgie, eu mă uitam după ea, ea mi-a spus că uite, am găsit o masă, am auzit chestia asta și la un moment dat am simțit cum pic într-o parte, cum efectiv îmi fuge pământ de sub picioare, nu pentru că mi s-a făcut rău, ci pentru că m-am împiedicat. De ce m-am împiedicat? Sincer să fiu, rămâne un mister pentru mine, pentru că eu efectiv n-am văzut, evident că altfel dacă vedeam nu mă mai împiedicam. Din ce mi s-a spus, erau niște cabluri puse cumva pe sub ceva, cumva, nu știu cum să explic, pentru că în zona în care am căzut eu era o cabină foto cu o mică scenă pe care urcai și îți făceai poză. Chiar îmi făcusem și eu poză la un moment dat, că am trecut de câteva ori prin zona respectivă, dar atunci nu știu cum s-a întâmplat, că nu am căzut, deci cred că le-am văzut. În fine, am simțit că pic și în momentul acela era cineva lângă mine care a vrut să mă prindă, dar nu a reușit, vă dați seama. Am căzut, m-am speriat, dar mi-am păstrat cumva calmul, pentru că am știut că dacă încep să plâng, ceea ce era un instinctul meu, aș fi făcut mult mai rău și din punct de vedere durere și din punct de vedere, nu știu, sperietură, așa să zic. Am simțit efectiv cum de la șold până la genunchi nu mai îmi simt picior. Și toți din jurul meu spuneau, stai liniștită, nu e nicio problemă, cred că doar te-ai speriat, cred că e doar căzătura, șocul. Eram cu Georgiana de la Shikin Quest în momentul acela, care îi mulțumesc că a fost îngerul meu, a stat lângă mine până au venit părinții mei și până când m-a luat cu smurtul, deci a fost acolo 100% și îi mulțumesc din tot sufletul. Și a încercat să mă calmeze, i-am spus să o sune pe mama, pentru că telefonul și toate erau la ea. Am avut norocul
cumva că în momentul căzăturii eu aveam geanta pusă pe partea stângă, iar peste geantă aveam geaca. Și cred că asta a mai atenuat din căzătură, piciorul drept fiind cel lovit, să zic așa. Au fost niște dureri groaznice, deci nu n-am cum să vă explic și cineva a avut intenția de a mă ridica de acolo, dar efectiv nu am vrut. Știam și eu faptul că nu este bine să fiu ridicată pentru că pot cauza alte probleme. De asemenea, capul meu nu s-a lovit de podea cum ar veni, deci am ținut cumva de el și nu m-am lovit pentru că asta spuneam, Doamne ferește, putea să fie și mai rău, puteam să mă lovesc la cap sau la coloană, Doamne ferește, deci nu vreau să mă gândesc, dar am avut noroc totuși, adică îi sunt recunoscătoare lui Dumnezeu că a fost doar atât. A venit salvarea pentru că care e faza? La eveniment era o salvare. Și chiar mă gândeam când am ajuns acolo că, ia uite, salvare, oare de ce o fi venit salvarea? Că nu știam că salvarea era chiar pentru mine. A venit de la salvare, a venit și un domn, mi-a adus o pernă ca să pun, pentru că cred că am stat vreo 10-15 minute acolo întinsă pe podea pe jos, pentru că nu am vrut să mă ridic. Au venit cei de la salvare, mi-au luat și o tensiune, aveam tensiunea scăzută, mi-au pus o branulă și m-au luat pe targă. M-au dus la ei acolo, mi-au luat datele, au sunat la 112, a venit zmurdu și între timp au venit și părinții mei. Nu au avut voie cu mine acolo înăuntru, dar eu am apucat să-i spun mama că am auzit că s-a pocnit ceva, a pârâit ceva, sigur s-a rupt ceva. Drumul cu salvarea de la eveniment până la primul spital, pentru că am fost dus la două spitale, a fost terifiant, groaznic, nasol, tot ce e mai rău pe lumea asta, pentru că am simțit fiecare curbă, fiecare groapă, deci era mai au, 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 deci cred că i-am făcut capul calendar băiatului care a fost cu mine, dar nu puteam să mă stăpânesc de durere. Deci pur și simplu mă durea foarte tare. M-au dus la spitalul universitar, unde nu erau locuri și unde nici măcar n-au vrut să se uite la mine. Am mai stat și acolo o grămadă de timp, am mai pierdut și acolo o grămadă de timp. Între timp ai mei săraci se pierduse pe drum, pentru că nu cunosc Bucureștiul și le-a fost greu cu GPS-ul, că de obicei eu eram cea care punea GPS-ul și așa. Nici nu aveam telefonul la mine, l-am rugat pe băiatul care a fost cu mine să-i sune, pentru că știam numărul și i-am tot sunat și i-am anunțat care este starea. S-a uitat un doctor la mine, a zis că da, nu vezi câte paturi sunt aici, nu am locuri, nu am locuri. Și m-au dus la Spitalul Floreasca, unde mă bucur că am ajuns, pentru că am înțeles că pe partea de medici ortopezi e mult mai bun decât cel universitar. Am ajuns la Spitalul Floreasca, v-am zis, cu niște dureri groaznice. Eu aveam în timpul ăsta, nu mi-a îndreptat nimeni piciorul. Piciorul meu era într-un unghi de 45 de grade, să zicem așa, pus peste piciorul stâng. Și a fost chemată și mama mea, pentru că a ajuns între timp, și împreună cu cei de acolo mi-au îndreptat piciorul, la fel, altă experiență terifiantă. Mi-au îndreptat piciorul și mi l-au pus în gips. Verdictul a fost ruptură de femur și ni s-a zis direct operație. Când am auzit de asta, efectiv am simțit cum îmi pică cerul în cap. Și da, vă dați seama, eram la București, trebuia să fie, nu știu, o perioadă foarte frumoasă, pentru că aveam joi eveniment, vineri eveniment, sâmbătă era ziua mea, duminică ne întorceam. După
mai mult timp m-au dat și pe salon și de acolo a început tot, adică nu știu, s-a schimbat efectiv tot. Pentru că vă dați seama că n-am mai putut să fac nimic cu piciorul. Na, a trebuit să stau așa. Ideea este că domnul doctor m-ar fi băgat în operație de atunci, doar că eu, fiind micuță de înălțime, nu avea o piesă, le lipsea și a trebuit să facă comanda, a trebuit să așteptăm. Ni s-a spus, dacă ai noroc, luni te bag în operație. Și am avut noroc pentru că luni a fost operația. A fost prima mea operație mare, așa să zic, pentru că eu până acum nu am avut, am avut doar unghia scoasă de la degetul mare de la picior, dar în rest nu am avut operații, deci nu prea știam cu ce se mănâncă. Mi-au dat jos gipsul, m-au pregătit doamnele, m-au îmbrăcat în halat, mi-au dat bonet în cap și mască și de toate și țin minte că în momentul în care mă duceau pe un hol, pe tavan era oglindă și efectiv mă vedeam întinsă pe pat. Nu am avut emoții pentru operație pentru că am știut că o să fie bine, am avut încredere 100% în domnul doctor pentru că toate doamnele din salon cu care apropo m-am și împrietenit și păstrăm legătura până și la momentul actual, toate au spus că domnul doctor este un domn doctor foarte bun și am nimerit pe super mâini bune și am zis, zic, merg cu Dumnezeu înainte, chiar n-am avut emoții, adică mă așteptam să fie rău sau să am stări așa de greață, cum știți că eu sunt mai emotivă, așadar nu, chiar nu a fost cazul. Iar operația a durat în jur de 3 ore, mi-au făcut anestezie, dar nu în acea generală, mi-au făcut epidurală, mi-au făcut anestezie epidurală în spate, în coloană, practic, nu am simțit, adică mie mi s-a părut că operația a durat 15-20 de minute, așa am simțit-o eu. Mi-au pus niște chestii ca niște prosoape pe față ca să nu văd nimic, dar până să mă ia somnul, am auzit, auzeam un sunet de ciocănel și am mai auzit și cum domnul doctor spunea poză, 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 poză. Mă gândesc că îmi făceau tot felul de poze, radiografii, whatever. Am zis, operația a decurs foarte bine, domnul doctor a ieșit foarte fericit din sala de operații, a zis că mi-a băgat tijă pentru că exista posibilitatea să-mi pună placă, placă? Să-mi pună placă, ceea ce ar fi fost mult mai dureros și mult mai greu ca recuperare și mult mai inestetic. Chiar atunci când a venit să mă vadă și să-mi spună, mi-a zis, avem două variante. Una, ori punem placă și te tai de sus până jos și o să fie mai greu și mai urât și mai inestetic, sau tijă, cum am eu, în care sunt câteva cusături, câteva cusături, sunt trei punctulețe, așa, sunt trei incizii făcute. Una în jurul șoldului, una puțin mai jos, cam o palmă, și una gen sub genunchi, cumva așa. Și v-am zis, totul a decurs foarte bine, eu m-am trezit foarte ok, un pic amorțită de cum stătusem eu cu mâna, că mâna dreaptă stătuse întinsă peste aia stângă și eram așa un pic amorțită. Și m-au dat în bloc operator, am stat acolo o noapte. Nu prea am putut să dorm, a fost groaznic, în sensul în care am avut niște vecini, să zic așa, mai ciudăței. Era o doamnă lângă mine care vedea pisici și care bătea din palme și care striga, ieși afară, ieși afară! Așa, o doamnă care se tot foia, un domn care la fel. Mi s-a părut foarte ciudat că am fost femei cu bărbați în aceeași cameră, dar în fine trecem peste. Iar după asta m-au dat pe salon a doua zi. Am revenit în salonul meu.
Iar, deci, operația a avut loc luni, iar eu, miercuri, am fost externată. Exista posibilitatea de a fi externată, de a fi transportată, de fapt, cu o salvare sau cu mașina personală. Domnul doctor a spus că putem și cu mașina personală, așa că am mers cu mașina personală. Vă zic sincer că mai multe emoții am avut pentru transportul ăsta. Chiar i-am spus și domnului brancardier care m-a carat că mie, sincer, nu, eu n-am avut emoții pentru operație în sine, ci pentru faptul că urmează să mă puneți iar pe... Pentru că vă dați seama că eu simt la picior orice, dacă sunt luată din pat sau dacă sunt mișcată sau... La început nu suportam nici cineva să-mi atingă patul, efectiv simțeam tot. Nu suportam să-mi fie atinse nici degetele de la picioare, deși ele săracele n-au avut nicio treabă, da? Și v-am zis, am fost transportată cu mașina personală, am avut emoții pentru transport, pentru că vă dați seama, tata a condus foarte încet și săracii la fiecare, nu știu, cale ferată sau la fiecare groapă sau așa, îmi spunea, vezi că urmează, vezi că ai grijă, urmează ceva, ca să mă atenționeze, să stai un pic mai încordată, să nu simt durerea. Și acum când am ajuns acasă, vă dați seama că a mai fost o problemă pentru că eu stau la etajul 2 și nu avem lift. Și urc-o pe Sabina până la etajul 2. Norocul nostru este că am făcut rost, adică unchiul meu a făcut rost de o targă super inteligentă la modul că se dezmembra și efectiv după ce m-a lăsat cu targa pe pat, a dezmembrat-o și am căzut practic în pat, adică n-am căzut, dar înțelegeți voi la ce mă refer. Și săracii m-au cărat până la etajul 2, mama, tata, unchiu, pe targa asta, la fel am avut foarte mari emoții. Am ajuns acasă, deci am dormit atât de bine după, pentru că am obosit, efectiv m-a obosit drumul. Și după asta, cea mai grea parte este recuperarea. Deja am contactat o doamnă kinetoterapeut care vine la mine. O doamnă minunată, i-am zis că este, o cheamă Luminița și i-am spus că este Luminița de la capătul tunelului meu. Și am simțit că am rezonat cu dânsa din primul moment pentru că nu știu, efectiv a intrat așa ca o rază de lumină în casa noastră și mai era îmbrăcată și în mov și da, am vorbit și de zodii, că dânsa este rac și i-am zis că eu sunt balanță, am vorbit de zodii și după aia m-a pus la treabă, pentru că oricum, după operație, mi se pare, a doua zi, da, cred că a doua zi deja după operație, a venit un alt domn kinetoterapeut acolo la mine la salon și mi-a zis că gata, ne dăm la marginea patului. Și bine, ideea care a fost, inițial venise domnul doctor care mă pusese să ridic cumva piciorul să-l flexez, lucru care mi s-a părut extrem de greu, dar am încercat eu așa cu mâinile cât am putut și mi-a spus că gata, de miercuri te dau acasă. Eu când am auzit, sau nu, mi-a spus ceva gen că hai că trebuie să te dai la marginea patului. Și eu când am auzit treaba asta după ce a plecat dânsul, am băgat plâns. A venit domnul de la kineto, m-a găsit plângând, mă întreabă ce faci? Și eu zic, mă smiorcăi. Și că hai că ne dăm la marginea patului. Aoleu, am început să plâng mai tare. După aia, hai că ne ridicăm picioare. Aoleu, hai că facem câțiva pași. Aoleu. Deci a fost așa o chestie și acum, asta este ceea ce fac eu. Lucrez foarte mult, facem exerciții, încerc să stau la marginea patului, să fac pași cu folosindu-mă de cadru. Totul mi se pare extrem de greu și nou și e. Eu am mai învățat să merg, dar asta e ceva la un alt nivel. E next level, iar cu durerile. Chiar îi spuneam mama la un moment dat că durere este al doilea prenumele al meu, de fapt al treilea ar veni. Pentru că e ceva cu care m-am obișnuit. Încerc să nu iau calmante, foarte rar am luat, adică cât am stat în spital până să am operația, nu am luat deloc calmante. Deci chiar deloc. Am rezistat cu durerea
Pentru că m-am gândit că, băi, dacă iau calmante acum, înainte de operație, după operație ce o să mai fac? Că știam că după operație vine greul. Și, na, este o, cum să spun, este o cumpănă, din nou, în viața noastră pe care trebuie să o trecem. Au fost câteva zile, recunosc, în care efectiv am clacat, pentru că n-ai cum să nu clachezi în situație de genul, oricât de pozitivă aș fi și oricât de multe încurajări aș primi, dar am simțit și chiar mă bucur foarte mult că am luat decizia să vorbesc cu voi și să vă anunț pe Instagram și să vorbim acolo, pentru că am primit foarte, foarte multe mesaje cu încurajări, cu povești personale, cu tot felul de cuvinte frumoase în care îmi spuneați că eu sunt puternică, că o să pot, că eu sunt pozitivă, că o să-mi vin și așa mai departe. Și știu că toate astea mă ajută foarte mult și contează foarte mult pentru mentalul meu, pentru că dacă eu nu sunt puternică mental, nu o să fiu nici pe partea de fizic. E greu. Nu o să vă mint, este foarte greu, probabil o să fac un clip și după ce o să termin cu toată povestea asta. N-am vrut să fac din toată asta un caz, pentru că m-am uitat pe TikTok și am văzut o fel de postări de astea în care lumea își arată, își documentează practic viața după ce au avut un accident sau după ce au avut o operație. N-am vrut să fac treaba asta pentru că nu știu, nu sunt niște momente neplăcute de care eu aș vrea să nu mai mi-aduc aminte dacă s-ar putea, adică dacă aș putea să fac așa, să clipesc și să pot să merg, ar fi perfect. Știu că nu este posibil, dar mergem înainte cu Dumnezeu, cu rugăciune, cu eforturi mari. Uite, azi la ora 2 vine iar doamna de la kineto să mă pună pe picioare. Sunt un pic mai zmiorcăită, recunosc, pentru că eu oricum am toleranța mea la durere nu este cea mai bună, dar uite că acum mi-am dat seama că e destul de bună dacă n-am luat eu calmante. Dar mereu am fost mai fragilă așa și acum vă dați seama că simt orice, oricum trebuie să am foarte mare grijă. Am foarte, foarte mare noroc cu părinții mei, chiar îi spuneam mai mereu că nu știu ce m-aș fi făcut fără ei, pentru că știu că aici o să, nu știu, poate o să fie persoane care nu o să fie de acord cu mine, dar vă zic sincer că nu toți părinții sunt la fel. Am auzit niște povești acum cu părinți care efectiv și-au dat copilul din casa afară, i-au pus hainele la ușă pentru că a ales să schimbe religia, ceea ce mi se pare ceva de domeniul fantasticului. Deci nu puteți să-mi spuneți că toți părinții sunt la fel, că toți părinții își iubesc copiii, pentru că dovezile astea, și asta nu este singura poveste pe care o aud, dovezile astea mă fac să cred că nu e chiar așa. Și de aceea zic că sunt foarte recunoscătoare pentru părinții mei, pentru că săracii și-au dat efectiv viața peste cap pentru mine, pentru a avea grijă de mine. Evident că ei vor spune că nu e adevărat, că e de datoria lor, dar na, așa am simțit eu să zic. Astăzi, după cum am spus, este 23 octombrie, pe 30 sau pe 31 urmează să mergem iar la București pentru a mi se scoate pentru a-mi fi scoase firele, pentru că așa a considerat domnul doctor, pentru că inițial nici nu ne gândeam că le putem scoate la Brăila, dar dânsul a zis că vrea să vadă cum a decurs totul și facem cum spune dânsul. Nu știu cum o să mai fie cu vlogul lunar pe luna noiembrie. Eu o să încerc să filmez, dar vă dați seama că o să filmez cam din aceeași poziție și în aceeași locație. Dar dacă vreți să mă urmăriți în continuare, mi-ar face mare, mare plăcere. Cam asta este povestea. Am vrut să fac așa un update înainte de a trece la clipurile cu ce am primit de ziua mea, pentru că așa mi se părea firesc. Și
Da, vă mulțumesc mult că ați fost alături de mine și că sunteți în continuare. Dacă v-a plăcut clipul, așa să dați un mare, mare like, un comentariu, să vă abonați, să apăsați pe clopoțel pentru că este foarte important să fiți notificați atunci când postez. Iar pentru un videoclip, să ați o superbă! Pa, pa!